Se anunță schimbări importante în viața unor nativi. Prima lună de primăvară le va aduce mult noroc, mai ales în plan financiar. Destinul lor se va schimba din luna martie. Află despre ce zodii este vorba. Pentru câteva zodii din luna martie va începe o perioadă prielnică din multe puncte de vedere. Se produc schimbări benefice în viața lor și este bine să profite de orice oportunitate pentru a ajunge acolo unde își doresc. Nativii din zodia Leu sunt primii vizați în această situație. Vor avea parte de o schimbare în bine în luna martie a acestui an. Vor primi șansa să-și îndeplinească dorințele pe care le aveau de mult. Vor da lovitura în plan profesional, iar destinul lor va suferi o transformare total neașteptată. Este ceea ce își doreau de mult timp. Nu ar trebui să le fie teamă să ia decizii importante, pentru că doar așa vor trece în următoarea etapă a vieții lor. Totul va depinde de alegerile pe care le fac, fiind vorba de o perioadă foarte importantă. Cert este că astrele sunt de partea lor. În aceeași situație sunt și nativii Scorpion. Cei născuți în această zodie au șansa să treacă la un nivel mult mai bun în viața lor. Dau lovitura în plan financiar și prin curaj să înceapă afacerea la care în trecut puteau doar să viseze. După mulți ani de muncă reușesc pe propriile forțe să obțină rezultatul dorit. Și în plan amoros vor avea ocazia să simtă împlinirea deplină, însă trebuie să facă efortul de a schimba câteva lucruri în rutină. Așadar, prima lună din primăvara anului 2023 se anunță a fi una benefică pentru acești nativi, iar sfatul astrologilor este să profite de acest context important și favorabil lor, relatează ego.ro.